Noi vom continua această dimineață. Toată lumea așteaptă data de 1 martie pentru că vine primăvara, pentru că e mărțișor și că atunci când facem referire la mărțișor, mărțișor în toată țara, aflat la 58-a ediție și nu fac referire doar la mărțișorul pe care îl punem noi pe. Vorbim aici de fapt de Festivalul Internațional Mărțișor, cel pe care în fiecare an cu plăcere îl așteptăm pentru a vedea ce se aduce nou și ce ne prezintă artiștii de pe scenă. O lună de muzică, o lună de distracție, o lună de cultură. Asta ne așteaptă pe parcursul cele de-a treia luni din 2024. Alături de mine este doamna Svetlana Bivol, director general Filarmonica Națională, Serghei Nuchievici. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! Bine v-am regăsit și suntem chiar în preajma acestei frumoase sărbători. Astăzi 29 februarie, un an mai special, cu un februarie mai lung. Da. Cum e momentul în care realizezi că mai e foarte puțin ultima 100 de metri? Știu că se muncește mult, știu că se pregătește din timp. Ce emoții trăiți? Pentru că în fiecare an... Emoție intensă, deoarece avem foarte mulți invitați în acest festival, avem foarte multe responsabilități, că trebuie să dăm programe de foarte înaltă calitate, se muncește, se repetă, avem un program divers, de fiecare dată zicem că hai la anul să facem un pic mai puține, dar nu ne iese. Anul acesta avem 6 spectacole muzicale la sediu și 12 în teritoriu, în Republică, și al 7-lea, aș zice eu, este cel de deschidere, deoarece ambele noastre colective și Orchestra Simfonică și Concertinul Acordeon Band participă în deschiderea Mărțișorului, pe care o să o transmitiți voi cu brio, sunt convinsă, se așteaptă surprize frumoase. Un spectacol muzical, coreografic, teatralizat un pic, e scenariu și ideea, conceptul este destul de frumos, îl cunosc din interior, dar nu vă dau detalii. Și altceva că vreau să vă zic că au venit deja și Ilean Gârneț și Martina Meola și a schimbat și biletul ca să vină mai devreme să repete și ne vine și Valentina Nafornițe și Dumitru Mâțu și Liliana Istrate și Concertino Acordeon Band și Cristina Scarlat și Cătălin Josan și formația Noroc și ansamblu Joc și un cor de copii de la școala Alexei Stârcea. Adică sunt antrenate mai multe forțe și sunt sigură că vom trăi emoții din astea intense, că totuși primăvara întotdeauna la noi se asociază cu acea sărbătoare absolut frumoasă, minunată, emoționantă, dar totuși muzica înseamnă emoții și trăire la maximum. Din ceea ce menționați, îmi dau seama că luna martie pentru dumneavoastră, pentru colegii dumneavoastră, este o lună foarte intensă și din punct de vedere fizic, pentru că nu e atât de simplu să fii pe scenă, nu e atât de simplu să te pregătești ulterior, să știi că urmează foarte rapid o nouă prestație și să muncești și la cealaltă prestație. Dar vedeți că noi avem colective mai multe și toate sunt antrenate, fiecare repetă în sala sa de repetiții și după aia își etalează talentul în prestația din scenă. Am zis că de 12 concerte în teritoriu este firesc, deoarece noi nu avem totuși casa noastră încă și cu plăcere acceptăm provocările din alte săli, dar acasă avem o paletă diversă de spectacole. Pe 2 martie, Orchestra Folclor la 55 de ani, este o aniversare foarte importantă. Avem ca oaspeți invitați artiștii care s-au lansat în Orchestra Folclor și Simeon Duja și Sergiu Crețu și alți interpreți de mare valoare, dar și doi invitați, Alexandru Pugna din Bucovina și Alina Mavrodin Vasiliu din Târgoviște. Va fi un concert foarte elegant și frumos, condus de maestru Petre Neamțu. Pe 3 martie, minunații noștri pianiști, Anatolie Lapicu și Iuri Mahovici, se vor produce în calitate de soliști toată seara. Vor cânta două concerte foarte cunoscute, renumite, cum este Grieg și Gershwin, pentru două piane. Adică este pentru un pian, dar s-a făcut acest aranjament pentru două piane. Ca să menționăm, Palatul Republicii, aveți și posibilitatea să vedeți ora 18:00, la aceste momente la Palatul Republicii și la sfârșit va fi Daniele Ada de Gheia Cancele, o piesă foarte elegantă și interesantă, ca o surpriză. Pe 4 martie vin doi muzicieni cu formația lor din Israel, Sania Croitoru și Cumilia Croitoru. Ei cândva, Emil Croitoru a fost solist la Orchestra Fluieraș și a emigrat în Israel și acum împreună cu feciorul vin într-un turneu și ne vor bucura și cu acest talent, cu muzică klezmer, cu muzică pop, cu o simbioză de foarte multe genuri. Pe 5 martie avem
un concert foarte, foarte sensibil, aș zice eu, că este un recital vocal care se va organiza în holul Palatului Republicii, acolo unde avem pianul donat din partea fabricii Blüthner din Germania. Celia Costea este o soprană care s-a produs în cele mai mari scene ale lumii, și Metropolitan Opera, și Covent Garden, și Grand Opera. Este de origine română, stabilită în Atena, și vine cu un recital, Visi d'arte, are și canzonete și creații celebre pentru soprană, acompaniată la pian de Vasilica Stoiciu Frunză de la Iași, pe 6 Moscovici, Constantin Moscovici cu prietenii săi, ori pe 9 martie avem o gală verde, Vivat Verde, cu doi soliști din Malta și România și Lorenzo Biagi din Italia. Ori paralel avem și multe alte evenimente. Pe 4 martie Orchestra Folclor merge la Vărzărești. Pe 5 avem un eveniment... Îmi cer scuze, doamna Bivol, asta doream să vorbim, da. Pentru că în municipiul Chișinău, apropo, toată lumea găsește informațiile și online, în cazul în care nu ați reținut acum, da, data, cine, unde, când. 12 călătorii. Da. 12 călătorii foarte frumoase și unde ne așteaptă lumea. Asta este cel mai important. Noi ne-am propus două producții mari să ducem și altele un pic mai așa, mai, cum nu că mai mici, dar mai camerale, aș zice eu. Dar astea mari sunt pe 5 martie în Capitala Culturală a Moldovei, la Cahul, Carmen Crossover cu Concertino Acordeon Band, cu Capela Corală Academică Doina, cu Lubița Vraniș, această mare vedetă, această mezzo-soprană, una din cele mai bune Carmen din Europa, vine din Serbia ca să bucure publicul din Cahul. Și apropo, voi tot veți fi acolo cu noi, Moldova 1, și vă mulțumesc foarte mult. Gheorghe Severin va avea și el o premieră în rolul lui Escamillo, va fi și corul de copii, deci va fi o simbioză foarte interesantă și sunt convinsă că spectatorii de la Cahul abia așteaptă acest eveniment, că acolo este un public select și educat. Vreau să le fac pe această cale un mare compliment, că și-au educat deja publicul să meargă la concerte clasice. Ori pe 18 martie, încă un program mare cu Orchestra Simfonică la Călăraș, la copiii din școlile de muzică și profesori, și deci toți doritorii din Călăraș pot veni acest spectacol. O coproducție cu Teatrul Licurici, o mică aventură cu Marele Mozart, deci și cu copii, și cu păpuși, și cu interpreți foarte buni, cu Cezar Moldovanu până la Ștefan Luță, cu Advahov cel mic și cu încă o fetiță de la Porumbescu. Astea sunt producții mai mari, dar avem concerte. Orchestra Folclor are 5 concerte în teritoriu, deci duetul de pianiști Anatolie Lapicus, Iuri Mahovici au la Cimișlia pe 15 martie un recital, Constantin Moscovici Acordeon Band Concertino au pe data din nou la Ratuș Criuleni. Deci acoperim cumva toată țara, cu împânzim, aș zice eu, cu muzică bună și cu, da, dispoziție frumoasă toată țara noastră. Acum, dacă reuși să, pentru că sunt atât de multe evenimente și ca manager îmi dau seama că trebuie să ții pulsul pe toate și trebuie să vezi fiecare să ajungă, este, să fie pus la punct, și îmi dau seama că este foarte complicat. Doream doar să trecem în revistă localitățile pe unde se va ajunge. Ați menționat Cahulu, ați menționat Călărașul, Bălțu. Maestru Stârcea va merge pe 6 martie la Bălț cu un program frumos, că este un an aniversar a maestrului Stârcea, cu interpreții săi. Tot la Bălț vom avea un recital al, deci, Select Quartet Plus, cu soliștii noștri Tatiana Costiuc și Marin Gheras, Vârzărești Nisporene, Ratuș Criuleni, Sofia Drochia, Leova, Taraclia, tot la fel, Select Quartet Plus va merge în Taraclia, Tvardița și Încunsat, acum am scapă care, adică arealul este unul foarte amplu, mare, de la practic, de la Drochia până la Tvardița. De nord până în sud, da, distanța este una, da, foarte mare. Perioada de timp, apropo, este una pentru cei care își doresc sau au posibilitatea să circule, să meargă, să se bucure de tot ceea ce se va oferi prin artă. Nu uitați că e și o perioadă de timp în care puteți, pentru că nu este în aceeași zi, nu au loc evenimente în aceeași zi, așa că puteți și să circulați și să migrați. Da, și promovarea este una destul de bună, facem multe afișe, cei din teritoriu,
șefii direcției cultură ne susțin foarte mult și la fel își promovează evenimentele. Vreau să menționez că acest program este unul guvernamental, mărțișor în toată țara și este susținut de Ministerul Culturii. Ori știți că s-a extins anul acesta. De fapt, au mai fost și alte evenimente în afara țării, dar anul acesta se merge pe o filieră mai puțin tradițională, dar cred că este una foarte bună. Teatrul Eminescu merge pe turneul ăsta în toată Europa, aș zice eu, Portugalia, Belgia, Italia, așa îmi scapă, cred că Franța, și la fel este foarte frumos, deoarece spectacolul tot este unul foarte sensibil, Steaua fără nume, este un spectacol care place întotdeauna și atinge toate... Îți trezești stările astea emoționale foarte, foarte bune. A 58-a ediție a Mărțișor vine cu provocări și cu foarte, foarte multe evenimente culturale la care putem participa în toată Republica Moldova la nivel european. Pentru cei aflați în diasporă, vă doresc mult succes. Vă mulțumesc foarte mult. Încă un mic comentariu doar. Să nu uitați că Mărțișorul s-a plăsmuit la Filarmonică în 1966. Noi am pornit acest frumos eveniment, Alexandru Fetco și Gleb Ceicovski-Mereșanu, pe atunci director și director artistic, ei la un pahar de vorbă au zis de ce să nu facem la noi acasă o sărbătoare atât de frumoasă, că avem cu ce, avem forțe, avem zâmbete, avem atmosferă, avem climă, avem de toate. Partea plină a paharului este că s-a consolidat acest festival și există și astăzi. Apropo, în direct la Moldova 1 veți avea posibilitatea să urmăriți Mărțișorul.